Seara bună, dragilor! Suntem la o nouă emisiune Sănătate din Natură. E luni, e ora 18, Sănătate din Natură intră în casele dumneavoastră. Așa cum vă promiteam săptămâna trecută, alături de noi și în această emisiune este doamna Carmen Non, medic cu multiple competențe de la fitoterapie la apifitoterapie. Este și vicepreședinte la Asociația Medicilor Fitoterapeuți, așa încât, doamna doctor, fiți binevenită din nou la Sănătate din Natură, fiți binevenită la Baia Mare. Astăzi vom vorbi despre tuse, o altă afecțiune care ne dă bătăi de cap, mai ales suntem în plină iarnă, virusii nu ne ocolesc, bacteriile nu ne ocolesc, frigul este și el lângă noi, umiditatea este și ea. Tușim, doamna doctor, tușim, vrem, nu vrem, de multe ori. Da, bună seara și bine v-am regăsit. Așa, într-adevăr, tusea în ultima perioadă este foarte, foarte frecventă și mai frecventă în lunile cu R. Așa, din septembrie până în aprilie încolo, dar și peste vară a fost anul acesta cu multă tuse. Tusea este un reflex involuntar, dar și voluntar, un reflex de apărare al organismului prin care căile aeriene se curăță de corp străin, de secreții, și în același timp este un simptom care însoțește cam toate infecțiile și inflamațiile căilor respiratorii, indiferent superioare sau inferioare. Este atât de natură virală, cât și de natură bacteriană, cum ați spus și dumneavoastră, și scopul ei, că până la urmă are și un scop. Unul bun. Da, dacă luăm doar pe cel bun. Cel bun, da. Este acela de a curăța căile respiratorii de secreții și deci de mucusul excedentar, de hipersecreții și când sunt și situații și de corp străin. Doamna doctor, sunt foarte multe feluri de tuse. Acum dumneavoastră luați-le așa pe rând și spuneți-ne câte ceva despre ele și după aceea să vedem cum tratăm aceste forme, această tuse pe care nu vrem să o avem. Nu vrem să o avem, dar se mai întâmplă. O avem, că asta este. Da, este de foarte multe feluri. Două categorii putem să le spunem mari. Tusea seacă sau uscată sau iritativă și tusea productivă, care pot să aibă fiecare componente spastice, ce îngreunează și mai mult. Că și cauze acela, diferite sau nu? Pot să fie la tusea seacă, în mod deosebit sunt cauzele virale. Și o să mai vedem că mai sunt și alte cauze, vă spun imediat. Și la tusea productivă, cel mai frecvent este cauza bacteriană, cu hipersecreție la nivelul bronșilor, cu exudatul acela, deci în tusea seacă este edem și deci inflamație. Deja în productivă este exudație, apar secrețiile care trebuie eliminate. Exact. Așa, tusea seacă supărătoare, iritativă, uneori persoana în sine este efectiv chinuită de tuse și nu se odihnește, nu doarme, devine un stres și poate să fie de diverse cauze în momentul în care tusea aceasta este dusă în extremă și poate duce chiar la pneumotorax, la accidente hemoragice, așa, atunci intervenim cu o sistare, din punct de vedere medicamentos, a reflexului de tuse. Asta este o altă categorie despre care nu vorbim pentru că nu intră în lumea plantelor. Așa, poate să mai fie tot tuse seacă, că m-ați întrebat, de exemplu, la afecțiunile cardiace. Pacienții, deci poate să fie un simptom. Da, în situația stenozei mitrale, de exemplu, sau în pericardită, sau este prin iritație, la insuficiența cardiacă. Mai sunt și medicamente care generează tuse seacă. Deci, iarăși, acolo alta este cauza și trebuie lucrat pe cauza care generează. La copii, tuse seacă apărută brusc, care nu răspunde la tratament, poate să fie datorită inhalării accidentale a unor
corpuri. Știți? Da, 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 da. Boabe de mazăre, da, da. Porumb, năsturei, bănuți. Se întâmplă. Deci se întâmplă. Deci acolo trebuie iarăși umblat la cauză și văzută, depistată. Persoanele vârstnice cu tuse progresivă, instalată lent și așa, cu tuse seacă, care nu mai răspunde la tratament, poate să fie datorită unor afecțiuni maligne. Deci sunt și, sau este tusea nervoasă, tusea tic. Asta vreau să vă întreb, că acum sunt bolile de care da. Nu scăpăm de tuse, dar ne și inducem tusea și... Și da. Foarte bine ați spus, da, tusea nervoasă, tusea exact. De tic. Exact, emoțiile, stresul pot genera o tuse pe care o controlăm deja greu, așa, sau pot să mai fie anumite situații în care să fie legate de o altă stare, și anume, tot pe fond, să zic așa, nervos, o tuse voită. Cum? Sunt situații în care vrei să scapi de ceva și atunci pornești un acces de tuse. Se mai întâmplă, mai era așa, sau o tuse frauduloasă. Sau vrei să semnalizezi ceva. Sau, exact. Deci mai există și situații de genul acesta, mai rare, dar sunt descrise. Așa, apoi mai sunt momente diferite, adică tusa o putem încadra și în tuse matinală, când este o toaletă a bronhilor. Deci când se curăță secreții și da, și la cei cu bronșite cronice. Da. Exact. Apoi este tusea vesperală, seara, când de peste zi ai adunat și de toate, și stresuri și secrețiile accentuate și așa, tusea nocturnă, care îmi trebuie să dormi. Sau continuă. Deci există și acestea, sau tuse pozițională. Sunt persoane care în episoadele de tuse trebuie să doarmă pe o pernă. Pentru că dacă se sufocă și tușesc foarte tare, se adună secrețiile și îi îmiacă efectiv și atunci trebuie să-și mai pun o pernă la spate. Dar asta ține tot de interiorul corpului și de infecții, sigur. Exact, mai ales la nivelul căilor respiratorii. Deci există și aceste, să zic, modele de tuse, așa, dar în general vorbim de tuse seacă și tuse productivă, cum v-am zis, și cu componentă spastică, unde putem foarte bine interveni, gestiona tusea pe cale naturală. E bine să o stopăm? Sau nu e bine să o deci, stopăm? Deci este un lucru care lumea ar trebui să-l înțeleagă și chiar am mai povestit și cu alte ocazii. Tusea nu este bine să o suprimăm brusc. În situațiile care vi le-am menționat, cele cu tusea aceea iritativă, accentuată, care pot duce la alte accidente, da, acolo se poate interveni. Dar unde avem nevoie ca arborele respirator bronșic să se curețe de secreții, trebuie să o calmăm, să o liniștim, să ajutăm la reducerea intensității și frecvenței, ca în final efectul antitusiv îl obținem prin aceste proprietăți ce au ca final remisia tusei. Deci așa trebuie să ajutăm să scăpăm de tuse prin aceste proprietăți. La început calmăm, protejăm mucoasa iritată, ajutăm să nu mai se producă atât de mult mucus, să îl fluidizăm, să scădem inflamația, să scădem congestia și atunci scade numărul acceselor de tuse, scade și frecvența lor, scade intensitatea, fluidizăm secrețiile, expectorăm mai ușor și finalul este cel dorit. Scăpăm de tuse. Iarăși întreb doctorul să meargă cel care tușește la doctor, să se trateze singur, să apeleze la ce știe el, că acum toată lumea se pricepe la orice și toată lumea este doctor în de toate. Sunt situații în care, da, trebuie tratată cauza, pentru că poate să fie o afecțiune acută sau cronică care, într-adevăr, trebuie tratată cauza, pentru că tusea este un simptom în cadrul unei afecțiuni. Și atunci trebuie să acționăm pe cauza. Are o bronșită, are o pneumonie, are o insuficiență cardiacă. Da, unde acționăm pe boala cardiacă, categoric. Sau sunt afecțiunile, de exemplu, în tusea seacă, rezolvăm viroza, care dă ca reacție
tusea, unul dintre simptome, că într-o viroză ne curge nasul, ne doare gâtul, facem febră și tușim sec, mai ales sec sau ușor productiv. Și atunci trebuie să acționăm și pe viroză. Și acolo sunt situații în care foarte bine putem acționa plantele, au acțiune antivirală dovedită, eficientă, și plantele și uleiurile esențiale. Deci da, putem acționa pe cauză natural și putem acționa pe simptome la fel de bine natural. Cu antifebrile, cu antidureri de gât, deci împotriva durerilor de gât, pentru congestia nazală, deci nasul înfundat, și bineînțeles pentru tuse, pentru că tusea ne deranjează foarte, foarte tare. Ne afectează activitatea zilnică, poate să ne afecteze somnul și să fim epuizați și da, deci și da. Și deranjăm pe cei și de pe lângă, pe lângă acest aspect fonic. Și fug de noi, și fug da, de noi. Da, da, pentru că așa putem împrăștia virusul. Mai ales de când cu COVID-ul fugim, da, unii de da, alții. Știu, da? Dar tot timpul virozele și virusurile au fost în preajma noastră. Tot da, timpul și-și modifică tulpinile și gripa, care dă febră 40 și te pune 2 săptămâni la pat. Adică virusurile sunt cu probleme și sunt între noi. Apropo de gripă, să ne vaccinăm antigripal? Sau să încercăm natural să ne creștem imunitatea? Este o variantă de a ne crește imunitatea pe cale naturală. Sunt foarte multe variante. Plantele medicinale, ciupercile medicinale au proprietatea de a stimula, de a echilibra imunitatea organismului, nu doar de a o stimula, ci de a aduce la un echilibru, la o modulare a imunității foarte bună. Sunt vitaminele naturale, cum este vitamina C naturală, foarte bine absorbite de organism, vitamina A naturală, vitamina D naturală. Deci acum există variante naturale și în această zonă. Deci putem să ne ajutăm foarte bine și pe calea asta. Și unde le găsim? Le găsim în diverse, în diverse produse, în asocieri, în farmacii, le găsim în magazinele cu profil natural de produse naturale. Important este să avem formulele foarte bune pe care să le folosim. De exemplu, cum vorbeam de tusea seacă și de tusea productivă, poate din tuse seacă la un pacient să treacă în tuse productivă, unde sau poate să fie vorba și de o componentă spastică. În momentul în care avem un spasm pe musculatura netedă a bronhilor, este chinuitoare tusea și în cea seacă și cea productivă. Deci avem nevoie și de plante medicinale și de uleiuri esențiale care să acționeze pe aceste mecanisme, prin mecanismele lor să fie antiinflamatoare, să fie decongestionante, să fie antispastice, să fluidifice secrețiile, să ușureze expectorația. Deci să scadă aderența mucusului, pentru că de multe ori este acea o hiperreactivitate bronșică care duce la o hipersecreție. Dacă mai avem și un spasm, expectorăm foarte, foarte greu, cu efort de tuse. Și atunci putem veni cu plante medicinale, de exemplu, podbalul are proprietăți deosebite. Tot, da. Exact. Apoi rădăcina de nalbă, foarte bogată în mucilagii, florile de tei. Mușețelul. Și mușețelul, și să zicem și de o plantă pe care, că mai apelăm și la plante care nu sunt toate doar în arealul nostru, dar care acționează sinergii și se potențează cu cele ale noastre, cum este grindelia, care iarăși are proprietăți foarte bune emoliente. Deci efectul emolient al unui sirop este foarte, foarte important. La Orăștie s-a studiat foarte mult acest aspect, încât să putem îmbina efectul emolient, deci de calmare, de protejare a mucoaselor iritate, cu celelalte efecte de care avem nevoie. Pe lângă faptul că emoliența ajută în această calmare, ajută și la o fluidizare, o rupere a legăturilor, ușurează, să zic așa, da, a secreților, da, și ușurează expectorația, da, eliminarea celor
secreții excedentare datorate inflamației, hiperactivității pe mucoasa bronșică. Potbalul este folosit tradițional de foarte mult timp. El are și proprietăți antiinflamatorii. Și ceai sau capsule sau cum sirop. Găsim? Sirop. Da, deci este sirop. Variantă foarte bună, ușor de administrat în sirop, da, unde mai găsim asociat, de exemplu, frunzele de coacăz negru, care suplimentează efectul antiinflamator al potbalului. Apoi iedera este cunoscută pentru proprietățile foarte bune, emoliente, expectorante, bronhospasmolitice, deci redus spasmul acela de care vorbeam. De asemenea, drosera sau roa cerului, foarte bună și pe efectul acesta antispastic, deci vă spuneam o formulă, trebuie pentru a acționa pe toate tipurile de tuse, să nu apelăm la 7 feluri de produse, trebuie să facem o formulă, să găsim, să avem o formulă în care să avem plante cu acțiune bună emolientă, plante cu acțiune foarte bună antiinflamatoare, fluidizantă a secrețiilor, să ușureze expectorația. Pentru că nu, foarte rar avem doar un anume tip de tuse și atunci trebuie să avem o formulă complexă, foarte bine gândită. Departamentul de cercetare de la Orăștie a analizat foarte complex modul în care să asocieze plantele medicinale cu uleiurile esențiale. Deci avem formule în care regăsim din plantele menționate, la care se asociază uleiuri esențiale de pin, de eucalipt, care sunt cunoscute pe respirație, lavanda spic, și sunt și alte tipuri de uleiuri esențiale care ajută foarte bine în gestionarea acestor tipuri diferite de tuse. Deci un sirop care să acționeze pe toate tipurile de tuse, să aibă efectul acela emolient puternic, dar să vină și cu efect antispastic și să ușureze și expectorația. Și atunci acest efect antitusiv îl obținem prin proprietățile complexe ale plantelor medicinale, ale uleiurilor esențiale, fără să deprimăm centrul tusei. Deci centrul tusei, care e responsabil de acest act reflex, benefic până la urmă de apărare a organismului, exact, și a căilor respiratorii, efectul antitusiv îl obținem prin complexitatea acestor proprietăți ale ingredientelor, și rezultatul final este benefic. Sunt situații în care trebuie administrat o perioadă mai lungă de timp. Au fost situații în care după virozele respiratorii a rămas o tuse reziduală persistentă care a necesitat o perioadă mai lungă. Chiar vreau să vă întreb că sunt cazuri în care după o viroză rămâi cu tusea aceea de care aproape nu mai poți să scapi. Da. Ce să facă oamenii? Deci aici hidratarea, iarăși ceaiurile medicinale cu asocieri de plante sunt variante foarte multe în care avem plante cu acțiune, cum am zis, emolientă, deci sunt multe, multe plante, cum ar fi cimbrișorul, este scaiul vânăt, este pinul, eucaliptul, măslinul, care acționează, cum am zis, nalba, teiul. Deci sunt combinații de plante care se și regăsesc asociate, gata, și se apelează categoric la această hidratare pentru a fluidiza tusea. Dacă avem o tuse cu secreții aderente, dacă nu facem hidratarea, tușim până la lacrimi. Deci hidratarea e foarte importantă, cu lichide călduțe și cu siropuri, cu ceaiuri medicinale îndulcite cu miere, nu cu zahăr. Mierea este și ea emolientă, și antibacteriană, da, deci are proprietăți. Este hrana perfectă. Așa este. Așa. Și să apelăm la acest tip de siropuri și să avem un pic de răbdare. Să nu folosim alimente mucogene. Adică făina albă, lactatele și zahărul. Toate, deci nu ne ajută când tușim. Toate creează mucus în excedent. Făina, deci, zahărul? Și lactatele. Da, că se folosește pe o pâine de secară, unt, nu e o problemă. Dar nu litru lapte de lapte, da.
în niciun caz, pentru că stimulează secreția de mucus. Și cum vă spuneam, genul acesta de sirop care combină plantele cu uleiurile esențiale în proporții foarte bine gândite și cu acțiune sinergică de să se completeze reciproc, duc la început la ameliorare, la reducerea intensității tusei, acceselor de tuse și cu un final fericit. Dar poate nu, să nu fie doar în 7 zile, poate să dureze 2 sau 3 săptămâni, pentru că este un mod diferit și de a reacționa organismului și de acțiunea unor virusuri, că mai ales virusurile dau. Își fac efectul. Da, exact. Și... Dar nu poluează interior deloc. Corect, și nu creează rezistență, da. Nu ne afectează flora, deci nu ne scade imunitatea, nu vin nici cu alte, nu vin cu coloranți, nu vin cu conservanți, nu vin cu arome. Deci formulă de sirop curată, fără conservanți, fără coloranți, fără arome, sigure pentru sănătatea organismului, care se pot administra de la vârsta de 3 ani. Gustul plăcut, dulce, plăcut, datorat strict ingredientelor, plantelor și uleiurilor esențiale. Deci un atu în plus. Sunt situații în care putem chiar îndulci un ceai cu siropul respectiv și iarăși bem 2 în 1. Deci o altă variantă de a ne îndulci ceaiul cu siropul. Siropul fiind după definiție dulce, pentru că așa e în farmacopee. Și luăm 2 în 1. Exact. Fiind, asta e definiția siropului, cu o cantitate de dulce de peste 60% ca procent, pentru că așa este rețeta. Și vorbim foarte mult despre prevenție și să înțelegem cât de importantă este prevenția ca să n-ajungem la tusea seacă, la tusea productivă, la tot felul de... Ce ar trebui să facem? Mai avem 1 minut și 40. Ce ar trebui să facem? Să ne hrănim sănătos, deci să fim atenți la calitatea alimentelor, să evităm cât se poate de mult coloranții, conservanții, eurile, așa, care nu țin de corpul și de naturalul nostru. Să apelăm la, cum vă spuneam, la vitamine și minerale naturale, pentru că există această posibilitate. Să fim atenți și la cum ne îmbrăcăm. Să ne îmbrăcăm subțire, să ne îmbrăcăm gros. Să ne îmbrăcăm în foiță de ceapă, cu mai multe lucruri subțiri, dar care să ne creeze confortul. Nici dacă ne îmbrăcăm prea gros și transpirăm, nu este bine. Nu e bine. Nici dacă ne este frig, nu este bine. Deci genul acesta de îmbrăcăminte în foiță de ceapă, dacă e prea mult, dăm o foaie jos, și dacă e prea cald, o lăsăm. Dacă e prea frig, o lăsăm. Deci ne ajută să ne hidratăm foarte corect organismul, pentru că și pe tuse și, cum spuneam săptămâna trecută, pe urinar este foarte important. Și da, sunt produse care echilibrează imunitatea foarte, foarte bine, cu plante medicinale studiate pe imunitate, cu, de exemplu, știu, astragalus, cu echinacea, cu usturoiz, cu plante care, de exemplu, reglează imunitatea și pe respirator și pe digestiv, în sensul că refac flora. Și știm că de la nivelul intestinului e cam 80% din imunitate. Da. Deci iată și 80% din boli de acolo se duc. Și iată că natura ne ajută și să prevenim și să tratăm dacă inițiem corect un tratament și să completăm un tratament dacă e nevoie alopat și să întreținem ce am obținut cu ajutorul tratamentelor. Doamna doctor Carmen Nun, vă mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp să veniți și la Baia Mare. Vă dorim succes în cercetare, cât mai multe produse naturiste de cea mai bună calitate. Dragilor, ați văzut cât de importantă este natura, cât de importante sunt plantele și produsele din plante pentru sănătatea noastră. Aveți grijă de sănătate, iarna este cu noi, dar putem să prevenim cu ceaiuri, cu medicamente, astfel încât să ne fie bine, să aveți o seară bună în continuare și o sănătate bună să aveți!